Cetățene Cioaca Alexandru, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Popescu Raluca? Da. Cetățeana Popescu Raluca, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Cioaca Alexandru? Da. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din Alex a cunoscut-o pe Raluca la începutul anului, când s-a îndrăgostit nebunește de ea. Hotărârea care îi se citea chiar din voce l-a ajutat în primul rând în viața profesională, dar și în cea de zi cu zi. Așa că nu a stat deloc pe gânduri și a declarat ferm: ea e aleasa mea. A decis rapid că e vremea să facă un pas înainte în carieră, dar și să își întemeieze o familie. Așa se face că a dat Severinul pe București, a cerut-o pe Raluca de soție și îl așteaptă acum pe micuțul David. Cum te simți? Emoționat. De ce? Nu știu. Nu sunt emoționat. Dar oricum e cea mai specială zi din viața mea și emoția își pune amprenta asupra ei. Vreau să fie fidel, să fie un tată responsabil, ținând cont de situația în care suntem, să ne iubim, să ne respectăm și să fim o familie fericită. Cât mai mulți ani înainte de acum încolo. Chiar dacă acum locuiesc în București, cel mai frumos moment din viața lor l-au trăit la Severin, în mijlocul familiei și al prietenilor. Mulți ani trăiască, da, mulți ani, cine să trăiască, cine să trăiască, da, mulți ani. Să fie fericiți, să aibă numai noroc în viață, copilul să le trăiască și așa mai departe. Tot ce e mai frumos pe lume să aibă ei parte de așa ceva. Echipa RTS le dorește casă de piatră. Viața avea doar două stele, ai făcut cinci din ele.